Am să deschid cutia cu voturile care îți vor decide soarta în emisiune, Kinga. Oh, fie că vei pleca, fie că vei rămâne, vreau să-ți fie o lecție. Și pentru voi toți, de altfel. Aveți grijă cu cine vorbiți, ce vorbiți, cât vorbiți. Aveți grijă ce faceți, cât faceți și cum faceți. Doamna Andreea, e normal dacă să eu nu fiți supărați. Este normal să fiți... Sunteți oameni. Exprimați ceea ce simțiți. Dar asta nu înseamnă că trebuie să duceți la o extremă. Vreau să duceți la extremă, dar în iubire. Da, doamna Andreea, dar eu nu am fost în casă băieților să aduc niște cadouri ironice și să fac pe nu știu care șobolan. Mai făcut șobolan cu fost. Asta e frumos? Asta e frumos, da, foarte amuzant. Cum? Am stat aici și am râs. A făcut șobolan, a adus acolo șobolănei, a spus că e gașca lui Olu. Da, că erau drăguțe jucării alea. Drăguțe. Da, sunt foarte drăguțe. Și eu chiar am ceva care putea să te rănească cumva pe tine. Aveai o codiță așa. Mâteai aici cu pumnii în piept, că Doamne ferește ce. Că mă cunoști la hotel, că vorbești, că nu vorbesc niciodată cu tine. Odată am vorbit, odată, o seară și am vorbit despre răutate. Atât. Frumos. Păi eu am avut treabă cu ei, acum vreau să văd și eu soarta mea. Dacă mai rămân, o să am timp și pentru tine. Știi care, Kinga, care e problema ta? Că tu știi foarte bine soarta ta. Știi ce mă deranjează pentru tine față, doamna Andreea? Că până la ora asta niciun concurent nu are ceva de spus față de mine. De ce până la ora asta nimeni nu a zis că doamna Andreea, Kinga, a făcut asta? De ce nimeni? Pentru că nu mă interesează ce faci tu în afară emisiunii. Nu mă interesează viața ta. Vreau și eu, vreau și eu weekendul ăsta să mă văd și eu curată, dacă se poate. Vreau și eu să-l întreb ceva, eu o să plec. Lasă că tu ai făcut înainte emisiunii, să începe emisiunea, ai făcut și tu stai cu minte, că te-ai potolit, acum ai altă treabă. Că la început eu l-am văzut și direct am dat telefonul staff, că era... Și te-ai îndrăgostit, wow, țop, hop, țop, în trei zile tu curat, era... Vreau și eu să-l întreb ceva. Păi ați făcut planul de dinainte, dar nu mai mers, nu mai funcționat, că l-ai văzut cum e ca om. Cunosc eu pe Radu, sigur spunea tot. Da, da. La cât de răzbunător este, stai liniștit. Liniștită, pardon, că eu sunt liniștit. Mă rog, hai să închidem acest subiect și haideți să revenim la Kinga. Vă reamintesc, voturile cu da sunt cele pentru, în favoarea descalificării Kingăi, iar cele cu nu sunt pentru Kinga de a rămâne aici în casă. Oleu! Nu. Da. Bun, vă reamintesc, voturile cu da sunt cele pentru, în favoarea descalificării Kingăi, iar cele cu nu sunt pentru Kinga de a rămâne aici în casă. Oleu! Nu. Mulțumesc frumos. Nu. Să fii în casă. Da. Nu. Oh.
Da. Foarte rău de inima, Doamne. Cum e? Nu. Eu am scris așa să se vadă. Așa. Îl puțin 10. Nu. Dat. Nu mai pot să. Nu. 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 Și? Nu. Doi de da, nu pot merge în etapa următoare. Două persoane din această casă au considerat că trebuie să fii descalificată. Eu am greșit. Eu am pus da să mai rămână. Am spus pe cameră. Am greșit, știu că am greșit, dar... Dacă știi că ai greșit, am să te rog să fii mai atentă pe viitor. Da, 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 am fost tângace, scuze. Larisa. Mă bucur. Da. De ce da? Pentru că au greșit deja de două ori. Și au mai fost încă o dată. Până la doua. Poate mă las să zic. Nu am zis nimic. Nu înțeleg care e problema ta. Da, am zis. Cu toate chestiile care le faci și la hotel, nu mi se pare ok. Și de aia am considerat că trebuie să plece. Știam că nu contează votul meu, dar am vrut să fiu până la capăt. Să mențin aceeași părere. Cine crezi că te crede? Te bucur. Te bucur, Radu? Da. Ei, se bucur. Kinga, rămâi concurent aici în Casa Iubirii. Împreună cu Copolani. Împreună cu șobolanii în Casa Iubirii. Am rămas, o să mă ocup de tine mâine, stai niște, acum nu mai am. Lasă-mă să ocup în gală, Bianca, se ocupă în gală. Și oricum o să mă votează băieții ca să plec acasă. Dar ce anunț acum pe băieți? Ce, ți-e frică că te votează dacă nu zici tu chestia asta? Până în gală mai am multe de vorbit, așa că lăsați-mă în pace, că nu mai pot, mă dore capul deja. Nu mai suport. Dorești cam mult, înseamnă să te voteze băieți. Mai sunt două zile până la gală. Da, două zile. Păi, ceva dulce la băieți. Așa că dulcește. Doar sărbătorii nu mai scapă. Andreea? Poți să vin să o iau în brațe? Nu, nu, stai acolo. Deja ăsta chiar e cir din partea voastră. Lasă-mă în pace. Stai acolo. Dar n-am voie să mă iau în brațe, dar n-am voie. Dar lasă-mă în pace, dar mă tot la treia aceea o oră. Hai, ai un minut la dispoziție. Hai, Radu, du-te, du-te, ai un minut. Du-te. Poate ridic eu tot. Mai repede. Du-te, mă, aleargă, în patru labe. Dacă te mai ridici la mine, o să iasă urât. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Deci vreau să zic ceva cu voci tare. Să roșu sânătorii tăi, să mă votezi pe mine, știi? Că vine gala și mă salvează ei. Nu pleci nicăieri. Sau să sânătorii noi. Poate formați un cuplu și nu, nu, nu. Suntem ținuți împreună amândoi. Love is the way. Mulțumesc. Love making you stay. Termină mult. Mulțumesc mult. Vedere, doamnă Andreea. Zici că sunteți o pereche din aia, din bazarul ăla turcesc, faimos, aveți voi. Bun. Kinga, ți s-a dat o nouă șansă din partea colegilor. Atenție ce-ți spun. Este din partea colegilor. Nu este din partea mea. Să mă gândesc bine ce-ți fac, doamnă Andreea. Să mă dau pe lângă ei, să rămân în gală, să nu mă voteze? Este sau, fix treaba ta. Nu cunoști, mă. Este fix problema ta. Pe mine mă interesează altceva. Nu fac rău nimănui, nu jignesc pe nimeni, cred că nu. Bine, cred că s-a atunci, rău. Glumele pe care le faci, ai grijă până în ce punct le duci. Atât. Asta mă interesează. Suficient cu spartul. Nu spart. Cred că și-a învățat lecția. Cum, George? Eu cred că și-a învățat lecția, adică sper că și-a învățat lecția. Și noi. Și noi, și voi, și toată lumea. Da, dar trebuie să fiu și atentă la vorbe, nu cumva să zic ceva... A fi tu însuți. Cine știe ce descalificare se mai face pe aici? Am văzut că se poartă jignirile, mai nou. Și să știi că în bazar, da, sunt lucruri ieftine, dar acolo mai sunt și de aia, cum să numesc, de porțelan. Nu ai înțeles, fată, despre ce bazar am spus de fake-uri. Da, fake-uri, de acolo, ieftine, acolo ieftine, în bazar sunt lucruri ieftine, fake-uri. Nu sunt ieftine, dar, sunt frumoase, liniștită. Nu acolo mai înțeles. Sunt și de asta, cum să zicem, da. Sub... Îți e rușine, Bianca, cât o travă să ai în tine, femeie, cât o travă să ai în tine. Tu-ți permiți să vorbesc, cine ar spune? Cine ar spune? Rar. Acolo, în bazar s-au găsit niște comori.
care e ideea? Eu n-am vrut să-ți mai fac până acum o zi, da, o zi, nu, vezi tu. Bine, este și mâine o zi să vă rezolvați din această problemă. Ionuț. Da. Aș vrea, te rog frumos, să reconsideri toate gândurile care îți trec prin minte și, bineînțeles, decizia pe care ai luat-o. Da. Am înțeles că vrei să părăsești casa iubirii. Da. Da, pentru că în momentul de față nu găsesc... În momentul de față, eu, noi, te rugăm să te gândești până mâine. Și ne spui mâine de ce vrei să părăsești casa iubirii și dacă mai vrei. Că cine știe, poate până mâine îți trece. Dar nu prea cred. Nu înțeleg ce determinare. Trece, peste voi mâine dacă...